Gravul accident de circulație s-a produs sâmbătă pe bulevardul Ștefan cel Mare, în zona tribunalului Suceava. Femeia de 85 de ani s-a angajat să traverseze strada pe trecerea de pietoni, însă a fost lovită în plin de autobuzul plin cu călători. Bătrâna a fost pulberată aproximativ 2 metri de trecerea de pietoni. Parțial conștientă, deși lovită la cap, femeia a fost urcată în ambulanță și transportată de urgență la spitalul județean. Aceasta are nevoie de 25 până la 30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. La volanul autobuzului se afla un bărbat de 53 de ani, care le-a spus polițiștilor că a observat-o pe bătrână în ultimul moment și nu din cauza vitezei sau din neatenție, ci pentru că pe marginea drumului se află un stâlp care i-a obturat vederea. Ipoteza este confirmată și de alți șoferi care, la rândul lor, au remarcat pericolele acestei treceri de pietoni. O sărit, nu? A sărit de după stâlp sau cum? Și n-ați văzut-o? Nu avea viteză, dintr-o dată frână, dar nu frână bruscă, frână și pum, s-a oprit. Stâlpul ăsta de aici, adivin, vă spun eu, stâlpul. El n-a văzut-o, din cauza și el. A văzut-o târziu când i-au pășit pe stradă și el a frânat, a vrut să o evite, uite, tot s-o încolo. Stâlp, dacă ar pune trecerea aici și n-ar fi stâlp, uite, eu trec strada acum, dar cum mă vezi dincolo când trec, eu șofer, știu stâlpul ăsta aici, îl știu. Dacă vezi, poți să fii sigur când treci cu mașina pe aici, ești cel mai tare. Stâlpul ăsta de trecere trebuie mutat acolo, nu aici. Ce vârstă avea femeia? Avea vreo 80 de ani, cred, 70 și 80 de vârstă tare era. Se mișca, nu, văd, era conștient chiar când l-a pus. Da, era, nu, întâi nu, a stat un pic, după aia și-a revenit. Încerc cu pus mâna sub cap, după aia, când au dat se pune aia la gât, nu vroia. Vorbea, spunea, nu, nu. Doamna era jos și a zis că să nu se ridice, că ea încerca să se ridice și să nu afecteze. Ai ajutat-o? Am lăsat-o să stea jos, am sfătuit-o să stea jos pentru că era problemă. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ, după care i s-au recoltat probe biologice pentru a i se stabili alcoolemia.